Exact ca nașterea, are a face cu nașterea din nou. Omul trebuie să se nască din nou, pentru că ne naștem în păcat. Asta în orice denominațiune este acceptat, de aia și botezul copiilor mici. Eu am fost botezat de mic, a fost spălarea păcatului strămoșesc. Ne naștem în păcat, ne naștem într-o fire păcătoasă. Chiar dacă nu se vede la toți, toți moștenim firea asta. Genesa 5:3 zice că Adam, cel care a căzut în Genesa 3, cum a zis fratele Mitică Adineauri, a născut un om după chipul și asemănarea lui, pe primul ucigaș, pe Cain. Practic, omul de atunci a moștenit o natură păcătoasă, care la unii se vede, din punct de vedere moral, la unii nu, că o mai aranjăm noi așa, o mai cosmetizăm prin religiozitate sau chiar educație, care nu sunt rele, dar nu rezolvă problema. Și atunci avem nevoie de naștere din nou, în apă și duh, Ioan capitolul 3, discuția lui Iisus cu fariseul Nicodim. Avem nevoie de naștere din nou, în apă și duh. Foarte interesant că și la creație pământul e scos din ape. Embrionul iese din lichidul amniotic. E un fel de metaforă peste tot că trebuie să ne naștem din nou din apă și din duh. Și atunci primim o natură nouă care înțelege, cum a zis fratele Mitică, că suntem ai lui Hristos. Alpha.